De când ai caseta? E ceva vreme. Și de ce nu mi-ai dat-o când trebuie? De ce nu mi-ai dat-o când încă mai puteam să fac ceva? Datoria mea este apăr doar când ești în pericol. Câte casete există? Și în labele cu ei au ajuns? E unica, te asigur. La platane DJ Paul, yo! 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 La platane DJ Paul, yo! 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 La platane DJ Paul, tehnicile lui Paul la platane. Doresc ca lumea să vadă ce înseamnă tehnica. Patent, deși latent, aparent, transparent, azi metal contundent ca un metal divalent. Natural dotat cu arsenal verbal, spănetre sistemul cerebral, rămâi cu cale cap metal. Structural și funcțional, suma letal ca orice virus, te distrug de jos în sus. Minus 273 de grade Celsius, adică 0 grade Kelvin, stare critică, îți injectez venin. Zis cu mor puțin câte puțin, dar te mențin în viață, prelungindu-ți agonia, te fac simplu eutarasia. Dar nu sunt doctor Chefor, chiar am ieșit din subteran și mă proclam evișiator al psihului uman, sunt cel ce l-a decapitat pe Satan. Cel fără de neam și rasă, cel ce îți dă clasă. Tu ești prins în plasă, iar încep să crești și devastezi. Îți agravezi psihoza și instalezi necroza. Am rindit dosa de arsenic, la chestinic. Deși unii zic că schizofrenic, psihopatologic, sunt doar sadic, practic. Te-am înțrunt cu un critic, apocaliptic. Sunt judecata de apoi, ai vrut război, ți-am dat război, dar nu psihic. Sematic, sunt un terorist liric, în sensul că aduc teroare, mintea celui care a pretins că-i tare, mă dezvolt ca o tumoare în corpul tău, sunt coșmarul cel mai rău, ca Freddy Krueger. Vin din bunker, de unde sunt din sub pământ, mă folosesc de cuvânt pentru a-ți gândirea psihicul. Cel ce a avut un liricul, asasin al spiritului, pentru alchimia sunetului. De cuvânt pentru a-ți gândirea psihicul. G4 exploratori ai zonelor psihice interzise, făcând prefigeni pesimiste. G4 cavalere apocalipse, gravitând pe lângă pământ, provocând eclipse.
patru cavalere apocalipse. Meditând pe insule sigure, privind distrugeri pe șase continente întinse. Ce patru cavalere apocalipse. Să pun fântâne adâncingând, luptând din greu printre mii de spirite stinse. Ce patru cavalere apocalipse. Temperatura pe glob devine similară cu cea de pe soare. Și toată lumea vrea să știe procedeul secret prin care meditația mi-a schimbat locația. O arc prin Croația, privind cum îmi arde nația. Frații mi-au fost raștă pe suprafața fizică a dimensiunii mele. De o forță psihică în stare să miște stele. Văd fașești în sclave lui Satan, arzând în același loc, în același foc. Medeciți pentru același joc, nu stăvăd cum fac profet. Sunt un munte care nu vine spre Mahomet. În conflict cu demonii, cu premoniții de ziua de mâine, care urmează bătării care nu pot să câștigi. Nici dacă te cici cu mii de chin, dar înviși dacă o să ții să strici ajutor către realul salvator. Tu ești dator cu sângele și când mori ca Jehova, ai mii de martori. Deci dă-ți seama în ceasul 12-lea de regula jocului și scoală-te să lupți la dreapta lui împotriva focului. Decriptați astrele să vă vedeți aproapele sfârșit venind. Pe căi transcendentale din zenii buim, priviți lovim furtun de foc în care arde calea de mijloc. Izate de păcate transformate în unde de șoc, șoc. Curgând deloc încet spre centrul metafizic al pământului. Să pun greu în granite mințe veșnice ale sufletului. Croindu-și drumul printre stele sus pe cer, noaptea vezi moartea cum aruncă suflete pătate în infern, în timp ce perna ți se albește prin căință. E din ce în ce mai greu să ajungi în rai doar prin credință. În plus, tendința ta de a-ți minimaliza păcatul nu face altceva decât să îi sporească gradul prin vadul valului răului plin de lavă. Înotând în amont spre aia duce Domnului slavă. Încerci din greu să te salvezi, dar colapsezi după o leghe, fiind atras în ea prin stări de veche. Ai zonelor psihice interzise, făcând prezicere pesimiste. Ce patru cavalere apocalipse. Gravitând pe lângă pământ, provocând eclipse, puncte cardinale fixe. Ce patru cavalere apocalipse. Meditând pe insule sigure, privind distrugeri pe șase continente întinse. Ce patru cavalere apocalipse. Spun fântâne adâncigând, luptând din greu printre mii de spirite stinse. Ce patru cavalere apocalipse. Am vrut ca angel să fiu mesager între pământ și cer. Am vrut să pot să sper. Am vrut să pot ucide moartea, căci așa se închide cartea care m-a învățat să cer binele prin rău și paradisul prin infern. Etern suspendat într-o beznă care s-a așezat atunci când am uitat cu toții că la început a fost cuvântul. Când setea de putere a necat în sânge tot pământul și când foamea de-a fost el adevărat complet pe dinăuntrul, marcând punctul istoriei. Când a cer numărul discordiei, am devenit rebel fără cauză, într-un război fără pauză, făcându-ne frate dușmani. Suntem condamnați unei ere care vă generații treci curse legate la 8 bani și civilizații de mii de ani găsându-le pradă. Vă strada cum produce criminal pe bandă rulantă. Care e un ateu în dialog cu Dumnezeu, dar urmând propriul decalog, călăuzit de propriul eu către infern precum Orfeu. Cei patru exploratori ai zonelor psihice interzise, făcând prezicere pesimiste. Cei patru cavalere apocalipse. Gravitând pe lângă pământ, provocând eclipse, puncte cardinale fixe. Cei patru cavalere apocalipse. Meditând pe insule sigure, privind distrugeri pe șase continente întinse. Cei patru cavalere apocalipse. Spun fântâne adâncingând, luptând din greu printre mii de spirite stinse. Cei patru cavalere apocalipse. Ai slic, pronucător până așchiere, după coasta te fut. Când nu mă dau în bărci, l-ascult pe Paul și pe Vlad Dobrescu, care există. Yo, pentru Vlad Dobrescu și DJ Paul, de Dic, de la Stoie Toxic, treziți-vă!
DJ Gay la Conic cu Salahor disperat, cu Vlad Dobrescu și DJ Paul facem record. Hăitașurile se dă, reprezintă subteranele, plecați urechile și apoi plecați pe scările ce dau afară din cetate, care în realitate e creierul meu, elastic ca un pneu în care ați intrat imediat ce ați aflat că la Conic cu Salahor disperat a înviat. Poporul a rămas stupefiat, de ce stupefiat? Mai puternic ca orice plan pe care l-ai fumat. Îți dau hip-hop la nivelul cel mai ridicat, total diferit de tot ce ai ascultat și cu ce ai fost învățat până acum. Trage un fum și să te pun în cap, sun, boom, am explodat. Facem records, reprezint adevăratul hip-hop, hip-hop, hip-hop. Face, tase piratul pe mixtape volumul 1 cu Vlad Dobrescu aici și DJ Paul. Era acum mă delectam atunci când delectam. Acum meditez în timp ce te metatonez. Ca un părinte vei cu sfatul, penetrez statura celor dependenți de căcatul. Dice să-i vexatul, metaton, antidotul. Mai bine pune capul loc să pui botul. Mai bine tu acordă credit, așa cum îți acordă visa. Sunt ca un telefon public că vreau să scadă fisa. Tu ești ca o toaletă publică, prinde candele. Eu totdeauna cap de rubrică, compară-te. Ăsta-i jocul tău, vrei comparații? Chiar aici comparații? Tu ai vrut donați-o ca într-o felicitare de Crăciun, dau pace la cei dragi. Și ca un boi tu sunt rupt, te fac să nu te baci. Ca un scat o fac la ce nu trebuie. Ca o miliție suntem brigada anti-aniliție. Încep ca într-o conferință, purtător de cuvânt în sus, sunt ca o gafă. Nu fac nimic, tu te faci de râs, ca un boxer de clasă. Îți dau ca o, îți plac comparațiile, îți zic că sunt ca o atmosferă tinerească, plindă ghidușie. Caramalenco și Vizana stau pe felie. Tu fii cu ochii pe mine ca pe puterie. Compară-te, te faci de băcănie. E ca și cum aș zice că te fut în gură, dar treaba nu e așa, pentru că tu singur o iei la muie. Să mai fac o comparație ca să poți să-ți dai seama. Eu sunt un fel de zon, timp ce tu ești ca Ileana cu Sânzeana. O fată fragedă, care mă trage de caschetă. Ești bazată, bă, fă-ți frumos, fă, iei foc cu mine. Nu te salvează nici pompierii, că rimele cur ca glumele lui Jerry. Seinfeld, în cine-ți bași tu pula? Pentru că apar și dispar ca abracadabra Maria Râlea. Să-ți arăt trucul meu preferat, simți un deget în cur, uite mâinile, te-ai înțepat. Efectul meu în hip-hop este hiper, nu hip-hop. Tare ca piața sau o pipă și iute ca săgeata atunci când fai risipă de glas. Te dau pe spate ca un tâmpănas, așa că haz, o chestia, vezi și ghiduș. Compar ca la box, metadon versus guș. Damn, când eu dădeam pe coană lirici grele, tu stăteai la nisipar și făceai castele. Când eu eram pe scenă ținând de microfon, tu aruncai un ciop și jucai și o tron. Când eu eram pe zonă, ce făceai tu? Flor, fete, băieți, băieți și elasticul. Când despre DJ Slick, când el freca vinil, tu frecai un mic prepuțul infantil. Așa că stai pe margine și fă-ne loc în centru, că suntem fresh ca Aqua și suntem fresh ca Mentos. Sugeneu ca Pomento, Santu Biscovi. Iată aici cremali cacao lui Biscovi. Mulți se compară, brep, ne iau de brep și nebun. Face o mare muje cu jit în sara jef. Te-ai întâlnit, mă, cu Târfa? Nu, vorbește frumos. Gagica. Gagica? Târfa e alta. Ah, deci stai mult. Se face o diferență între Târfă ca obiect așa și Gagica ca obiect. Așa. Da, la păi, Târfa și tu, păi, duci, tu... Deci cu drag te duci la Târfă. La Târfă ești așa, ambiționat să rupi în două, știi? Așa. La Gagica pui și sentimente. Hai să te pup. Da. Și cu banii de spray-uri te duci la Gagica. Da, deci la, de... Târfe, la Târfe te duci gratis, dar la Gagica te duci cu banii de spray-uri, știi? Da, da. Apar, e un nonsens, știi? Da, deci unde dai mai mulți bani, la Târfă sau la Gagica? Păi și nu una și în alta. Aha. Da, eu sunt mai econom, dar în ultimul timp nu mai sunt. Nu mai ești. Nu mai sunt. Da. Yo, yo, Connector, Giganții 2000, pace pentru Vlad Dobrescu, DJ Paul la platane, scratch-urile care se nebunesc creierul. Gândindu-mă la zilele ce-au trecut,
și la cele care au mai rămas. Agitația surdă din mine a prins în fiecare vers glas. Singurătatea m-a învățat că nu sunt singur, ci singurul. Viața n-are absolut niciun rost. Eu am găsit însă unul acela de a te sustrage din ghearele unei existențe banale, triumfând peste moartea fizică prin aflarea nemuririi spirituale. Adept al ideilor unor filozofi și poeți dispăruți în durerea celor mulți, în suferință născuți și crescuți pierduți, de mult în negura uitării, pe culmile disperării. Căci în amurgul gândurilor am găsit prea multe semne ale întrebării, aducând prin plan noi idei, noi teorii despre viață, cu amplă și profundă gândire. Mă situez în față și când oanda e în casă, se știe, elita e în casă, o întreagă armată e în casă. Zic de pe acum, n-ai nicio șansă, filozofezi la scară largă, cum vi semnat Vlad Oprescu, timp ce Paul face restul. Mixează versul în 2000, facem record volumul 1. Acesta nu-i decât începutul, ne vedem în 2001. Salut, sunt aici cu omul meu de liric, Jupiter, și desigur Broken PA pentru Vlad Dobrescu și DJ Paul. Rupeți. Hai, bag. Bag? Gat, bag pula. Yo, rupe. Yo, voi fi Cedric, scris cu Y2K, căci virusesc clapa oricărui fals MC ce încearcă să facă rapa. Căci eu și oamenii mei suntem bazați pe corzi, deci facem records. Volumul 1, compilație mai bună nu găsești nici dacă dai cu tunul. Și deși e prea obscenă să o asculti acasă cu părinții, pe toți sfinții, că merită toți arginții, adică face toți banii, deci face toți fanii să sară în primele rânduri și îi pune pe gânduri pe comercianții de muzică, șocând opinia publică printr-o lirică departe de a fi pudică. Deci încă o dată e Cedric, armada alchimia sunetului, dar de data asta nu predic, acum doar dedic, facem records pentru oamenii mei, MC, B-Boy, Graffer, DJ. Yo! Buc cu groza la cer, mă duc cu doza, îmi fac promo la urmărire generală. Uite-mi poza, îmi decuc proza, îmi pot doza efortul în mod propice. Din ce zice de 10 cu lirii complice. Certat cu CNA ce-a încercat, am cenzura expresia. Las impresia că încetez, dar nu cedez și cât rimez. Mă mișc pe beat ca Nike Cortez, așez în propoziții, concepte în poziții optime, în fiecare zi ți-s obții. Fan și faimă fără să faci ceva, pură și beat-ul ăsta în pula mea. Vrei și versuri, fi pe fază să-mi fur foaia. Frișitoare, ia geaca aia, șapca aia, să vedem. Putem să ne întrecem acum, să creem, n-ai cum să faci față forței, oricum te opui, nu-i loc deloc. Ești din joc cu tot, cu gașca de la bloc. Sunt Vlad cu tot, bitroat din stoc de tone. De la Dobrescu, Vladone, la platane DJ Paul. Frag orice placă ca să-mi placă, poate să facă în joacă oricine se apleacă spre eșec. Când se întrec sec și sec în aerosol, pe ziduri din subsol e squad-ul cu aptitudine contestate. Frate, controlul tehnic de calitate. Rău ca un pit de gavangardi, rimele pe bitul gras ca de mardi. Lemii de mardi până lunedi, Valer ca Zanardi. La monopost, la post, fac din orice prost. Toast, se vine post pe când ios, ca Hugo Boss, ca Mosmos One. Controlul tehnic e unicul crew, ambivalent, debordăm de talent. Vă ducă și MC's la care le zici please, față de care eu n-o mastiz. Spălește cu tot cu guru, asta ne spălați ca puru, duru, curu. Arturul care mânește Excaliburul, e-chei Maicul. Ție spune că dai cu lua taicul, așa că te tai cu una bucată katana, te baga chitana. Te fac să bei doar sana, să mei banana. Dacă vrei fructe, te-mpâng și pe la puncte ca de la Hoia. Viteza mea durime noia, nici măcar moia. Când zic destul restul, vă las rația din al meu salam cu soia. Cu toți cei mai buni din oameni ca un cioorditor pe 3-3-5. Pentru că o fac pentru că-mi place, tu degeaba te-nfici. Degeaba te strici și să-i compromis pe acești trei clasici contemporani. Ce scrie seuri în meciuri cu Emil Cioran. Pă când tu ești pe drumul cel bun, dar în autobuzul greșit, vere, cuvintele mele ți-arată că tu suși pui, noi mâncăm litere. Să mor în torturi, în unele locuri lumea îmi spune că o să mă fur. Dar sunt beat, deci mă doare în două pulcăți, prins între două lumi, atins de două minciuni spuse de două guri. Și nici n-am inhalat astăzi din droguri. La controlul calității tehnicii tale, noi luăm 5 microfoane, tu iei 3 genitale. Și crede-mă că mi-e greu să fiu pe post de la Bagiu la persoana a doua, căci mereu cineva să tot joacă cu pula mea. Și nu sunt eu, și dacă e vorba de peleu, sunt acel om cu inimă mare, doritor să-ți doneze ții organe, ghici pe care. Cau civilizațiile care odată existau în Himalaya, Nepal sau India, procreate de locuitorii din Hidra, pornind prin Namă Ghida. După zenit spre ajunge paradoxal în Shambhala, violența mea mentală împrăște idei și concepte metafizice. Rezidenții soarelui dețin secretele, imaginația mea deține armele, rațiunea e baza. Coliziunile stelare sunt geneza, mutațiile genetice transformă materia, schimbând vrerea. Privirea îmi rămâne pierdută în timp ce mintea elaborează scheme pentru a putea anihila televiziunea publică și orice altă sursă de informații. Zeii sunt dinamici. Retragerea omenirii e iminentă, plătând pentru o revoluție imediată. Renunț la orice vis pentru a concretiza puterea faptelor în conflict
deschis cu Greenpeace, amuzând aerosol. Schimbăm compoziția chimică a stelelor, închizând univers în suflete, suflete în iluzii, bazate pe semne de întrebare, tu mă confuzi, deoarece entitățile mele adevărate trăiesc pe Marte, iar Terra nu poate oferi nimic, de aceea îi plănuiesc distrugerea. Sălbăticia va fi învinsă de știință. Women, y'all gotta be real with us. Y'all gotta stop fronting like y'all don't wanna fuck. Anonim și totuși celebru ca cel membru cerebral integru al CTC, n-are cerceci certe calități tehnice ca CTC. Și dacă te întreb de ce, un MC pudic vede dinamic public în Cedric, e pentru că în public identic pula când predic evident păpituri grele. Deci la spui bele mele, toți senoria și vin însoliți exclusiv la pele pele. Complot tehnico-tactic, smog Cedric armata bit cu bit, centrat așa vădit, lansat pe falși MC îndreptat, bazat pe faptul că mă știi talent nativ, activat pe bite Vlad Dobrescu, avid de cunoștințe terestre și extra. Acid valid în orice conglomerat chimic, devin divin, fatidic, de bilibit, psihic, lipsit de etic, devin sceptic, îl lovesc lirica fizic, într-un abisferic, delimitat de eul meu stenic și rapid de frente recte, tangente, gemene entități, identități asemenea, excentrice, concentrice, profile psihologice, sferice, perfect simetrice, smog și Cedric, Gectoi capa, acaparând pe rând tot și reprezentând total noțiunea de rapa. Ce mă acolo? Ce sunt? Respiration. Aaa, e discul, nu? Da, 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 da. Ce, a, e Paul cu alea? Uh-huh. E doar cu unul și unul al meu. Și-a luat mixerul înapoi? Nu, e mixerul meu. Da, să-mi dai și pe el un pic. Bine. Da, baga aia. Așa. DJ Collapse, reprezentând alchimia sunetului și Phase One, Stick de la MPCB MPA. Pentru Facem Records, Vlad Obrescu și Paul, volumul 1, pentru anul 3254. Înțelegi tu, ascultătorule, că din moment ce rimele mele nu le vei auzi niciodată la paradis latino, iar beat-ul meu nu va răsuna în urechile pline de ceara alea celora ce ascultă doar muzica comercială. Nu te aștepta să înțelegi din prima mesajul meu despre realitate, căci termenul prea des l-ai auzit, pierzându-și astfel sensul, deși mulți nu știu nici măcar cum să scrie cuvântul pe hârtie. Îți vorbesc despre viață privită ca un lung metraj ce permanent se derulează în fața ochilor tăi, deși știi că e inutil să încerci să schimbi canalul, să renunți la abonament sau să te muți la altă televiziune prin cablu. Ai vrea să poți să-ți depășești condiția, dar n-ai habar ce-i gravitația sau inerția și crezi că realitatea e doar atunci când pumnul tău învinețește ochii unuia sau altuia. Pe mine nu mă lasă în fiecare an papa la mare, deci nu prea înțeleg ce înseamnă muzicianul de valoare scos peste noapte o vedetă de vreun ignorant ce pune semnul egal între a fi producător și a toate știutor. Așa că sfatul meu e clar, ignoră chiciul și alege muzica underground, lăsând în spate tot ceea ce îți poate părea banal sau pur și simplu comercial. We'll be right back.
constat cu tristețe că toți ne îndreptăm pe căi diferite în aceeași direcție. Căci viața e un drum spre moarte, plin de vise deșarte și promisiuni nerespectate. Din oameni a dispărut până și ultima fărâmă de umanitate, iar sinceritatea este văzută defect, nu calitate. Prietenii sunt aceia pe care tu îi crezi prieteni, dar de fapt sunt șerpi veninoși. Ascultă un sfat, ferește-te ei ca de leproși, căci atunci când crezi că sunteți la fel de apropiați ca niște frați, te înjunghe pe la spate cu lașitate și dezvoltură. Întreabă-te de când sunt oamenii capabili de atâta ură și am să-ți răspund. De când Adam a făcut primul pas pe pământ, că jura e născută și zace lângă ucigașul care se află în fiecare dintre noi. Ea nu trebuie decât trezită, să-ți dau exemplu, Cain și Abel și tot ce a urmat apoi. Căci omenirea a ținut-o din război în război, iar pacea s-a necat în sânge și noroi. Mult pe calendar e joi, o nouă zi în care se vor comite și mai multe păcate. Poate că un frate își va ucide sora cu toporul, vor fi distruse fauna și flora, acesta-i viitorul. Nu știu ce anume, dar aștept ceva. Uneori sunt atât de furios încât aș urla și totuși atât de trist încât aș plânge. Căci idealurile se meacă în sânge atunci când durerea te înfrânge și te nebunește îndeajuns de mult pentru a ucide. Oriunde mă uit, văd doar suflete vide și priviri pierdute și golite de acea licărie de speranță prezentă altă dată în viață, locuită acum de deznădejde. De mii de ani oamenii aleargă după bani, dar ce sunt oare banii? Banii sunt rădăcina tuturor relelor. Sunt acel lucru care face pe mulți se comporte asemenea târfelor, transformând iubirea în paricici și fratricici și pe cel mai onest om într-un monstru lacom și avid, lăsând în sufletul lui doar vid. Cum să gândești pozitiv când toată lumea gândește negativ? Asasinii, anul de grație 2000 pentru DJ Pau și Vlad Dobrescu, pace. Yo, aici e Rimaru pentru Vlad Dobrescu și DJ Paul. Facem record, volumul 1, în efect. Tehnica ta, tactical, tacticos, trag. Trasez verbal, tac după tac, trec de toți, trec de prag. De tipare, care mai tare, el doar pare, dar n-are dar. E dificil în stil abil să fii, de fii doar de deții. Arta de ții, nu te pute, deci du-te. Eu-s tehnica, Technics 1200. Stimulând ideea ce din start e dusă mai departe de arte, folosind cuvinte ce nu scrise nicio carte, clar te arde. Rup parte cu parte, parte în parte sau alături de armate. Ești cu plus în sus departe, desparte în silabe. 20 sar din orbită, ei omul e super tehnică de la întreaga elită. 100% înzestrat, distrat, distant, din stat disper. Orice fraier de cartier, nu încerc, încerc, nu cer din cer. Și încerc să fac singur, sigur nu fur, scriu pur, să jur, surpriza nu-i priza la public, zic. E evident, e că am antecedente liric metaforice, ce mă susțin să mențin standarde valorice. Să procesez idei ce ating nivele filozofice, în timp ce duritatea mea trece mult peste 10 și sunt vizat de toți ca diamantele de hoț. Dar cu bețe rost trebuie să socoți, că n-ai să poți să mă scoți. Cui vers energetic, genetic, jet begegetic, teoretic, etic, buget în genere, generos, eretic, geniu gentil cu genă generatoare de genocid, geogenic, bionic, gigant cu origine în acid, ucid stereofonic, orice intelect defect, în efect perfect, efectuez alchimii mentale când vorbesc. Pot să dovedesc cum lovesc în cei ce privesc și obosesc, când doresc să înțeleagă cum gândesc ce rostesc. Potrivesc cuvinte pe vers cu o tehnică strălucită, neînțeleasă până azi de cât de reperită elită. Nu dau mită, ci dau bine în tine, așa că reține că nu poate deține oricine puteri divine ca mine. Tehnica tehnici sunt prin plan, stil mă groc din superan, tehnician de marcă, parcă de 5 stele, dar nu tehnoman. Nu de un an, ci de doi particip la război, sperând să ies învingător cu elita el doctor. Sălăjean, obor, laborator, super hardcore, experimentez de zor, dau rima, prind-o din zbor. Lovesc răpungător cu o rimă ca un matador cu o spadă, în deșert provoc furtună, iar în stradă tornadă. Și de va fi un beat să cadă, o să se audă în microfon. Questo MC miraculos s-a întors pe dos pros, a luat de la Ghost Flow, surzit pe meu, Zef Chef, când elita dă show de jos, în cădere liberă spre sus, în tot m-am dus, și sus am fost, că am pus capa de gabartă și tehnici ca prost. Când apar în studio mai cu tresaltă, zice că artă să-mi parte elita pe întreaga hartă. Întor de Coza Nostra, când apare elita, orice scoadă devine fosta, și o iau în destra, chirăz ca Bramesta, din Roma până în vechea festa, păr canesta, ținutului Seslav, calesta, ucide ni sclav, slab, slab, sau germanii care mi-a dat, mi s-a dat în camab, rulez only in rose, tăre de pe la sab, fac grasil cât fa five, nașesc o frus de Dora Live, el doctor dubla de Paul ca de primă, până nu-i motiv valid, se excelez ca Cino și Zino, că-ți bagă pe gât squadronul meu mai numeros ca Flip Mode. Vorbesc cu o viteză comparabilă cu elementele cele mai rapide, în timp ce mulți gândesc în ritm în care să formează stalactitele. Ne trebuie nu litere în alfabet, că-și 31 de simboluri nu-ți de ajuns prea-mi ilustra cuvintele. Țintele mele sunt printre primele victime ale tehnicii de combinare de microfoane cu tehnicile lui Paul la platane. Armada ucide 6 milioane și dacă vrei bani, ți-aș da 1000 de lei. Și mai am și o monedă de 500 de lei. Dar ce pula mea crezi o să faci cu ei? Că
tot ce-i comercial o țeapă. E ca și cum i-ai da un pahar de apă unui om care să neacă. Știu că fata ta vrea să petreacă, dar gândește-te, doar pentru că tovarășa ta e curvă nu înseamnă că tu ești peștele. Vezi un sens dens, dată verbede și intens. Le lovesc ca strelens, tehnic și tremens, că auzesc un vers. Ești comic, când nașul poartă Tommy. Eu devin tehnica, tehnica sonic. La ponii cam ponii, se văd original, dar sponic. Dacă le zic, bravo, ca Johnny's Atomic, ca TVK. Doresc ca lumea să vadă ce înseamnă tehnica. Hey, 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 hey